Stimate domnule președinte de ședință, domnilor și domnilor deputați, stimați invitați! La data de 9 februarie sărbătorim limba greacă, o limbă universală care a contribuit la îmbogățirea lingvistică și culturală a limbilor europene și a multor altor limbi ale planetei. Este limba oficială a Greciei și a Ciprului, una dintre cele 23 de limbi ale Uniunii Europene, recunoscută ca limbă minoritară în Albania, Armenia, Italia, România, Ungaria și Ucraina. Conform datelor Organizației Națiunilor Unite, limba greacă este una dintre cele 5 limbi oficiale, din totalul celor 6.500 vorbite astăzi, care au rezistat peste 4.000 de ani în istoria umanității și care pot fi urmărite în scris continuu și neîntrerupt. Amprenta limbii elene este puternică și atemporală. În limba greacă s-au dezvoltat filozofia, literatura, știința și medicina. Cele mai importante texte ale creștinismului au fost scrise în limba greacă pentru a se răspândi apoi în întreaga lume. În prezent, limba greacă este considerată limbajul IT, perfect pentru noua generație de computere. Ziua Mondială a Limbii Elene a fost legiferată în anul 2017 în Grecia. Aceasta coincide cu ziua comemorării poetului național grec Dionisios Solomos, ale cărei cuvinte nemuritoare definesc sărbătoarea la care ne referim. Citez. Oare am altceva în minte, în afară de libertate și limbă? Am încheiat citatul. În România, propunerea legislativă privind instituirea Zilei Limbii Elene a fost legiferată ca zi festivă prin legea numărul 204 din 20 iulie 2018 și a fost pentru prima oară sărbătorită la București de către Uniunea Elenă din România și invitația acesteia în anul 2019. Doamnelor și domnilor deputați, stimați invitați! Viitorul limbii elene se identifică cu viitorul elenismului, grecii și filolenii de pretutindeni fiind principalii responsabili pentru perpetuarea acesteia. În acest context, Uniunea Elenă din România și instituțiile partenere acesteia s-au implicat activ de-a lungul timpului în promovarea limbii grecești. Exemple elocvente în acest sens sunt predarea limbii elene în instituțiile de învățământ preuniversitar sau la sediile filialelor Uniunii Elene din România ca limbă maternă sau modernă cu notă în catalog. Organizarea Olimpiadei Naționale de Limba Elenă, începând din anul 2009 în parteneriat cu recunoașterea și cofinanțarea Ministerului Educației din România. Inițierea și organizarea din anul 2014 a Olimpiadei Internaționale a Elenismului, o manifestare cuprinsă în seria olimpiadelor și concursurilor școlare finanțate de Ministerul Educației. Studierea limbii elene la lectoratul de neogreacă din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Studii universitare, postuniversitare și doctorale la Universitatea din București. Pregătirea cadrelor didactice cu specialiști de la universități din Grecia, etc. Pentru conștientizarea importanței limbii elene în păstrarea identității etnice, dar și a rolului său în cadrul culturii române și a celei universale, în localitățile din România în care trăiesc membrii ai Uniunii Elene, se organizează anual manifestări culturale dedicate acestei sărbători, călăuziți fiind de cuvintele lui Vanghelie Siliopoulos, candidat la premiul Anderson în anul 2018, care spunea, citez, așa cum fără lumină nu există viață, nici fără limbă nu există cultură. Limba elenă este suflet, sufletul civilizației. Un suflet plin de lumină, un fascicol care se disipă pe întreaga planetă, se refractă în multe alte limbi, se reflectă în istoria umanității. Am încheiat citatul. Doamnelor și domnilor deputați, stimați invitați, în calitate de președinte și deputat al Uniunii Elene din România, îmi revine deosebită plăcere și onoare ca în numele membrilor organizației noastre să urez un călduros la mulți ani limbii elene. Vă mulțumesc!